Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Slattercall a reușit să atragă atenția asupra ei, câștigând o mare faimă în scurt timp. Publicul o vede pe Slattercall ca pe propria lor fiică, nepoată, soră și soră mai mare și o iubește foarte mult. Deci, de ce publicul iubește atât de mult celebrul tău actor? Care sunt caracteristicile diferite ale Slattercall față de alte actrițe? Iată 5 caracteristici care o disting pe Slattercall de alte actrițe. Slattercall a impresionat mai întâi publicul cu frumusețea ei pură. Deși mulți actori au devenit frumoși prin estetică, Slattercall nu a avut nicio estetică. Caracteristica care îi place cel mai mult publicului la Sila este că frumoasa actriță nu își compromite niciodată postura umilă, în ciuda faptului că a câștigat o mare faimă. Slattercall nu este obișnuită cu viața de noapte ca unele celebrități. Îndrăgită actriță, în timpul liber în afara platoului, face sport și se întâlnește cu prietenii ei. Frumoasei actriței îi place să petreacă timpul cu câinele ei și să citească cărți. Slattercall sprijină pe cât poate oamenii care au nevoie de ajutor. Slattercall este o persoană care este foarte atașată de tradițiile familiei ei. Prin urmare, frumoasa actriță este foarte atentă ca fiecare pas pe care îl face să fie în concordanță cu tradițiile familiei. Ei bine, care caracteristica lui Slattercall te-a impresionat cel mai mult? Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!